informare privind sistarea furnizării apei potabile, dată de 3 iulie 2012. Dorim să informăm clienții din Mediaș că în data de 3 iulie, anul curent, vor avea loc lucrări pentru trecerea la noul sistem de alimentare cu energie electrică a noii stații de tratare a apei potabile din municipiul Mediaș, în intervalul orar 4 dimineața, 13 după amiază, și presupun oprirea stației de tratare. Operatorul va asigura alimentarea cu apa municipiului Mediaș din rezervoarele Perșan, dar se va resimți o reducere a presiunii apei la robinete în tot orașul. Totuși, zonele care sunt alimentate cu apă din sisteme de pompare nu vor putea fi deservite în intervalul 8:30-13. Aceste străzi sunt strada Gloria, Episcop Ioan Bob și străzile adiacente, strada Teilor, Cristalului, Bâlea, Gravorilor, Bucegi, Mihai Sadovianu și Lefuitorul Iliacului, Anton Cehov, Toamnei, Hula Veche, Hula Nouă, Vevăr și Ceahlău. Precizăm că pentru consumatorii de la capete de rețele, apa va reveni la robinete în jurul orei 16-17. Vom asigura de asemenea alimentarea cu apă a Spitalului Municipal, a Centrului de Dializă și a Instituțiilor de Învățământ afectate cu autospeciale. Cu această ocazie, rugăm consumatorii să-și asigure rezerva de apă necesară pentru această perioadă. Deci pentru mâine, între orele 4 și 13.